Salutare și bine v-am regăsit la un nou joc de Roblox. Mă, dar aveam poftă așa să joc un Roblox de nu s-a mai văzut. Și astăzi jucăm Roblox Simulator de boxer. Mi se pare foarte fain, rupeți butonul de gol pentru mai multe episoade de Roblox. Am băgat o grămadă de coduri ce le-am găsit și-o pe net. Uitați aici câți bani am. Și dau cu pumnul, dar mi se umple foarte repede totul. Și am impresia că și vând foarte mult. Am bani mulți, nu știu care-i faza. Dar o să mergem acum. Dar nu știu ce fac ăstea. Iau niște rachete mici, ce sunt astea, văd că așa se bate. Oh, cât pot să sar. E joc din ăla. Bun, haideți să mergem prima dată. Buy items aici. Mă ne cumpărăm mănuși mai șmechere. Așa. Și după, mergem să ne cumpărăm de la DNA. Da, de la DNA îmi cumpăr mai mult spațiu. Ia să cumpărăm până în primul de 1000. După aceea dăm înapoi la classes. Asta costă 4 milioane. Încă nu ne-o permite, dar o să ne-o permitem noi. Să vedeți imediat. Dar la gloves, mănuși, ce să le iau până într-o mie. Am luat una de 3000, bun. Și acum să vedem cât dau. Vreau un plăsul trebuie. Am nevoie de un pet. Cât costă un pet? Petele costă în diamante și nu știu cum să le iau. Stai să văd. Ce fac artificiile astea? Că văd că pot să iau artificii. Iau artificiile astea, dar nu știu la ce le pot folosi. Pot să iau și monede. Să vând deja. Oh, câțiva am vândut. Ok, hai să ne cumpărăm aura. Ce face aura asta? Aura star. Star Aura, nu știu. By now. Îmi lipsesc fantomițe, trebuie să cumpăr cu fantomițe. De jocul ăsta, e la început și încă nu-l înțeleg. Ia să cumpăr upgrade. Double jumps, 100 de mii, n-am acum. Înțeleg, de acolo cumperi jumpurile, de aici cumperi peturile. Hai să mergem la gym, adică la sală. Să mai cumpărăm o mănușă faină, de 7000 scumpă. By now. Și să dăm înapoi și dăm la shop. Și să mai cumpărăm spațiu, că nu prea avem spațiu. Acum nu mai avem nimic. Bun. Nu știu ce fac cu rachetele. Habar n-am ce fac cu rachetele. Oh, ia uite-te. Nu sper că poți să mergi pe sălile astea. Banda asta. Ah, nu poți, doar așa. Dar e foarte fain. Nu știu ce faci cu rachetușele. Dacă știi ce faci cu rachetele, să-mi scrieți în comentarii, deoarece le adun. Văd că nu pot să zbor cu ele. Ce trebuie să faci în jocurile astea, ce este foarte important. Ai de mine. Ce este foarte, foarte... Oh, uite-te. Asta are multe rachete. Cred că trebuie să luăm petul curând, dar nu știu cum iau petul, cum fac rost de gemuri. Sel, aici vindem și facem o grămadă de... Mamă, câți bani am făcut, fratele meu! Uitați-vă și voi câți bani am făcut! Să pun microfonul mai aproape să mă auziți mai bine. Uitați-vă și voi câți bani am făcut, de ce mai putem să cumpărăm mănuși? 17.000, putem. Deci mi-am luat mănușile astea albe, care îmi dau câte 300. Văd că aici... Văd că nu pot să iau gemuri. Vedeți și voi, nu pot să iau gemuri. Ce vreau asta? Ce mă oferi? N-am nimic să-ți dau. Nimic n-am să-ți dau. Nimic n-am să-ți dau. Decline. Upgrade. Opa, trebuie să... Ne trebuie acum să vindem. Din nou trebuie să vindem. Facem o grămadă de bani foarte repede, ceea ce e bine. Să stau aici la vânzare ca să vând mai repede. Dar nu înțeleg ce fac cu rachetele. Bă, ce vrei, dimalule? Că n-ai nimic să-mi dai. Eu n-am nimic să-ți dau la schimb. N-am niciun pet, n-am nimic. Bine, aș putea să-mi iau două peturi. Cred că ar trebui să-mi iau două peturi. Din maule, hai că dau decline, că văd că tot mă zăpăcești. Avem o grămadă de bani, deja, și vreau să mai cumpăr mănușele. Mai cumpăr un mănuș, pot să-mi cumpăr asta de... A, n-am 35.000, deci să mai facem așa puțin. Cumpăr următoarele mănuși, cumpăr următorul spațiu. Și noi trebuie foarte curând, sell, aici vindem. Trebuie foarte, foarte curând să mergem, ca să... Mergem la sus, că asta e genul ăsta de hartă cu insule și avem nevoie foarte, foarte urgent să mergem pe insule să vedem care este faza. Bă, hai să nu luăm două peturi. Bă, asta ne permite noi peturi de 600, de 300, două peturi. Hai să vedem, să luăm peturi, că poate să ne ajute, n-am de unde să știm. Mi-a picat petul? Mă, n-am luat. Vedem, țineți-mi pumnii să-mi pice ceva cât mai epic, cât mai rar. Panther Uncommon. Bă, e bun, e bun, e bun. E bun, că până la urmă ce-mi dă? E bun, e bun și vând mai scump, e bun. Mă întreb câte peturi poți să ai deodată. Vede imediat. Bulldog Uncommon. Bun. Echip. Două peturi din trei. Acum trebuie să mai faci niște bani ca să luăm una de 300. Acum noi când vindem, trebuie să vindem mult mai gros. Când vindem mai mult. Bă, am vândut, serios. Ia să luăm aici la DNA și să luăm Biol. Câte am putut să cumpărăm maxim. Ia uitați cât spațiu avem acum. Acum noi putem să ne plimbăm. Deci dacă știți ce fac cu artificiile, să-mi ziceți, deoarece nu știu ce fac cu ele. Cred că cu artificiile o să poți să-ți cumperi ceva. Cum, de exemplu, deasupra de artificii, dacă vedeți, avem acolo o fantomiță. Și cu fantomița aia parcă puteam să-mi iau ceva.
Așa că și cu astea poate pot să-mi iau ceva, așa că trebuie să le iau dacă se poate. Îmi plimb așa puțin pe aici, aici cred că este un jump. Woo! Sărim pe asta. Deocamdată avem doar un jump și mă gândesc că nu putem să mergem foarte departe, da. Vindem aici, că vindem pe o grămadă de bani. Ia uitați-vă. Deja am făcut 100.000, pot să-mi iau următorul jump, dar nu o să-mi iau următorul jump. O să-mi iau cele mai bune mănuși. Așa. După aceea dau back și mă duc la apoi la DNA și dau buy all. Pot să-mi cumpăr ceva. Și ne-am cumpărat cele mai bune mănuși pe care am putut noi să le cumpărăm. Iar următorul lucru ne vom cumpăra saltul, jump-ul. Ce scrie aici? Daily reward. Ce îmi dă? Îmi dă ceva bani? O, mi-a dat bani. Nu așa mulți. Dar mi-a dat ceva bani. Îmi place că în jocul ăsta putem să avansăm destul de repede. Și acum și o să mergem pe insulițe. Ceea ce îmi place foarte mult. Aici unde mă duce. Și iar pe o insulă din asta. Dar cu un geam nu faci mare lucru. Stai mai multe geam. Aaaa, king. King, poți să fiu king. Rege. Aici de obicei când stai, bă, smuț în joc. Tot king-ul e liber. Uite, aici îmi dă... A, uitați. Ia uitați cât îmi dă. Asta e faza când stai la king. Îți dă... diamantele și putem să mai cumpărăm un pet, ceea ce e foarte bine. Să mai cumpărăm noi un pet, sell, vindem. Ne cumpărăm un pet rapid. Bine, teoretic, practic trebuia să prima oară să-mi cumpăr petul, că îmi dă mai mult. Bun, țineți-mi pumnii ca să-mi pice, dacă se poate, un leu. Un leu e cel mai rar și îl vreau foarte mult. Mi-a căzut un porc! Dă-te încolo. Asta e bun și asta. Bun, mergem înapoi aici așa. Buy items. Și mergem la gloves. Nu, am zis că-mi iau jump-ul. Unde e jump-ul, săritura? New egg. Ah, uite-te. Uite-te, 350 din astea, pot să-mi iau ou. Bun. Gym, aici, energy. Da, cumpărăm un jump. Bun, mi-am cumpărat un jump. Nu pot mai mult. Deci avem două salturi. Perfect. Și acum dacă mergem aici așa, prima oară o să-mi cumpăr mănușile lumea șmechere. De fapt, cât mă costă asta? Că o să pot să o cumpăr curând. Clasa a doua mă costă 4 milioane. Bă, să știți că avansăm destul de repede. S-ar putea să ne putem cumpăra curând. Îmi place, deci ador chestia asta, încât poți să cumperi toate deodată. Deci asta face jocul mai interesant. Și acum imediat o să mergem noi pe insulițe. Sper să fie o modalitate ca să iau astea mai repede, deoarece aș vrea un pet nou. Un pet mai nou. Acum ne umplem buzunarul și o să cumpărăm buzunar mai mare. Super amuzant. Haide, perfect. Ia uite câți bani face, că am furat 30.000. Toți pe ajutor, e bun și așa. Bun, mergem aici la DNA și mergem buy all. Și avem acum un spațiu foarte mare și hai să facem și noi puțin bănuți înainte să mergem. Oh, VIP-ul în partea aia. Mergem noi, facem noi puțin bănuți. Au venit ăsta, nu știu dacă pot să-l bate, să vedem, pot să-l bat. Aș bate dacă aș putea. M-a bătut el, de unde? Corei 2020. Ai de mine câți bani are fratele meu. Cred că atunci când a mers eu, bă, ce ușa asta? Uite ce ușă în aer. Nu știu care e faza cu ea. Văd că e și o arenă aici. Care vrei să te bați cu cineva, probabil. Noi trebuie să facem rost de bani mulți. Haide până atunci să ne plimbăm. A, da. Până fac... sincer să fiu, până fac eu 300 din astea. Poate dacă mergem pe următoarea insulă. Dar vreau să mai facem rost de mai mulți bani, știți? Dacă știți la ce mă refer. Să facem mai mulți bani. Ah, că aveam închisă. Eu nu dădeam punct cu boxerul, deoarece mi-era scoasă asta. Ia uite acum. Și dăm click-uri în continuu, că așa este jocul. Dar aș putea să merg pe insulă, să vedem cât de departe totuși pot să merg. Ce-i chestia asta? Ce-i asta? A, uite, îmi pune-o steagul meu. Dar nu știu la ce ajută. M-am capturat steagul. Dă ceva bani sau ceva? Câștig mai multe chestii? Gems în îmi dă gemuri în 7 secunde. Să vedem câte gemuri îmi dă. Că asta este important, să vedem. Mi-mi place mult gemul. Să știți că eu sunt fan gem. Bine, nu sunt chiar fan, dar cât de mă dat? Bă, mi-a dat multe, pot să-mi iau un pet. Băi, bună treaba, hai să-mi iau și de aici chestia asta. Și de aici, că îmi dă gemuri serioase. Dacă iau chestiile astea, nu am știut. Haide! Mi le găsesc pe toate, cu steagul. Așa. Și câștig gemuri. Uite, acolo mai este una. Nu să o iau repede. Că dacă iei chestiile astea, îți dă gemuri. Ia să mergem să o luăm. Mamă, câte gemuri fac, câte 100 de gemuri îmi dă. Perfect, mai e una în partea cealaltă. Vreau să iau repede și după aceea... Se pare chestiile astea trebuie să le vizitez din când în când, că dacă nu ele cad, vedeți? Mișcă deja puțin mai jos. Bun, perfect. Perfect, știi cum am luat gemuri. Hai să vindem, câți bani facem. 900.000, haide să luăm cel mai tare boxer. Așa, ca să meargă treaba bine.
plus 5000 și sincer să fiu, aș vrea să mai iau un pet. Dar aș vrea să-mi iau un pet de 1000, mi-a merită mai mult de 1000, am cam în rare. Da, se merită. Se merită. Dar ca să facem bani, pur și simplu trebuie să am grijă că toate chestiile astea sunt puse și câștigăm destul bani. Perfect. Aici nu știu care e faza. Cam îmi sun. Ok, o să vină în curând ca să ne antrenăm și aici, deocamdată nu este. Scopul nostru este să facem cât mai mulți bani și pentru asta, uite-te, bă, vine cineva să-mi ia locul meu? Nimeni, unde? Uite-l pe ăsta. Cred că-s mai tare decât ea să văd. Îl bat. Nu știu dacă-l bat. Hai să vindem. Cât mai facem? 1 milion. Facem repede 1 milion acum. Mai cumpărăm mănuși, Dar care-i prețul la mănuși? Ia să vedem. Au, ce scumpe sunt. Cumpărăm mănuși, dar noi am avea nevoie de un pet nou. Ăsta e al nostru. Nu știu de ce se duce ăsta puțin mai jos. Că merge cineva pe el? Cred că da. Bun. Ne scurcăm foarte, foarte bine. Acum ne umplem buzunarele. Aș vrea să-mi iau petul ăla de 1000. Vindem acuși. Sell. Și după aceea mergem. Că dacă luăm peturi mai tari, o să putem... mai pot să-mi iau un DNA din ăsta nou, nu? Din ăsta nou. 1600. A, trebuie să-mi așteptăm. Faza este că dacă ne luăm peturi mai bune, o să putem vinde mai scump. Ce vrei? You want to buy the product with the auto-sell? No! Să auto-vinzi. Nu, lasă-mă în pace. Nu vreau să cumpăr nimic. Vreau totul să fie pe merit în jocul ăsta. Acuș vindem din nou. Mai sunt chestiile acolo cu mine. Da, astea cu mine, astea cu mine. Și aia de acolo. Uite, mai una care nu-i cu mine. Nu am știut că poți să ai atât de multe cu mine. Gata, și asta iau. Ăștia nu cred că știu de chestia asta. Gata, facem 1000 curând. Sell. Perfect. Cred că avem destui bani. 1800, mai luăm o mănușă. O luăm pe mănușa asta. Acum și putem cumpăra toate mănușile de aici. Perfect. Și acum eu, când facem 1000, că văd că toate steagurile sunt ale mele, dacă nu-i bapă ăștia de rup. Perfect. O să putem lua un pet nou și de-abia aștept să iau petul ăsta nou. Sper să-mi pice ceva bun. Văd că unele peturi sunt mai scumpe, dar așa e în fiecare joc tot timpul. După aceea o să fie foarte ieftin. Sell, vinde. Așa. Și acum să luăm pet nou. Când, mă? În câte secunde vine pet nou? În 21 secunde? Asta durează 21 secunde? Au 1000. Perfect. Pet nou. Deci țineți-mi pumnii să-mi pice ceva rar. Deci vreau ceva rar, domnule de treabă. Ceva rar, că Ankamon e cel mai simplu. Roar! Tigru rar este. Ia să vedem cât de bun e tigru. Scoatem pe porcușor. Un echip. Și luăm tigru. 1.45 echip. Ai mult mai tare tigru. Nu se compară. Văd că toate astea sunt cu noi. Deci scoatem bani buni. Scoatem bani buni. Fără nicio problemă. Ce este chestia asta? Stai să vând. Câți bani avem? Nu spune că putem să mai cumpărăm ceva. Oricum la 4 milioane poți să cumpăr ceva. Gloves, mănușile. Astea costă 3 milioane. Hai să mergem aici să cumpărăm chestia asta, clasa a doua, tot unde ori 2 și cumpărăm când avem 4 milioane. Face 4 milioane imediat. Hai să mergem să vedem ce este acolo la artificii, party boss. Pare destul de greu de bătut, nu știu dacă pot să-l bat, dar măcar să lovim. De obicei la chestiile astea, iar vând. Pe iar am făcut 1 milion. Bă, haideți să facem asta. Haideți să stăm aici, că imediat vindem. La cât de tari suntem. Sunt curios dacă îmi dă reset când cumpăr noua chestie. Sell. Ia să vedem acum dacă îmi dă reset. De obicei la jocurile astea știam eu că se dă reset. Adică șterge tot ce ai făcut până acum. Classes. Da. Mi-a dat reset. Și acum trebuie să fac totul din nou. Văd că mănușile astea nici nu-s bune. Totul e dublu, dar mi-a dat reset. Te-ai încolo de joc. Totul este dublu, dar mi-a dat reset. Te-ai încolo de reset. Hai să cumpărăm ceva. Mi-a dat reset. Gloves, buy all. DNA, buy all. Dându-mi reset, trebuie să vând de câteva ori. Dar acum facem bani mai repede. Așa. Bă, dar ăsta nu se vinde, doar dacă așa mergi. Așa, facem câțiva bănuți, ia să mergem înapoi.
Gloves, mănuși, cumpărăm buy all. Și mergem aici, cumpărăm la DNA, cumpărăm tot. Acum o să ne mișcăm puțin mult mai repede. Cât costă următoarea clasă? 70 de milioane, ok. După aia ne așteptăm. Văd că avem mănuși de piții. Ok, perfect. Mi-a mai trag un pumnul ăsta. Perfect, mai vindem. Acum facem bani mult mai repede, să facem noi vreo 10.000. Oricum ne ajută și petule și uitați-vă. Bă, nu știu, da uite că facem numai de bani, mai putem lua un pet. Mă sună alarma, pleacă-mă de aici. Alarma ca să fac video. La ora asta. Mai luăm un pet. Că dacă ne pică un pet bun, dacă ne pică un pet rar. A, în camă, nu-i bun. Ce are asta? 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 5, nu-i bun de nimic. Nu ești bun. Gloves, cumpără mănuși, buy all, dăm înapoi, la DNA, buy all. Și acum o să fie mai bine. Păi că tot noi suntem aici, tot noi suntem aici, aici, tot noi suntem. Da. Steagul nu s-a dus deloc și în partea cealaltă tot noi suntem. Aș vrea să merg la asta să văd care e faza, dar sigur te bați cu el, te bați cu el pentru artificii, da. Ne vine un cace. Da, ia uitați-vă, când dau în el, îmi dă 30 gem și 9 artificii. Dar faza este că când îl termin pe tot, o stau din joi în joi. Durează mult. Durează foarte mult. Mi-a dat ceva, nu? Ia să vindem. Oh, câțiva. 2000 am făcut doar. 32 din. Este! Ia să cumpărăm mănușile. Tot așa. Acum o să ne mișcăm mai repede, deoarece totul este dublu. Totul este efectiv dublu. E mai bine să investi... A, și jump-ul mi l-a resetat! Ai de mine, mi-a resetat și jump-ul. La asta nu mă așteptam. Faza e când îți resetează jump-ul, e cel mai enervant. Dar acum că avem dublu, o să putem să mergem, să încercăm în episodul ăsta să mergem la următoarea hartă. Ia să mai cumpărăm chestii. Tot mănuși, frate! Buy all. Și încercăm să cumpărăm și un DNA. Așa. Hai că acuși, noi mai puțin și o să ajungem unde eram înainte. Asta e partea bună. Trebuie să investim mult în mănuși. Și când fac 1000, iar mai iau un pet. Mai trebuie un pet. 100 de mii. Deci noi acum am putea, dacă vrem, să cumpărăm noul jump. Atât de tari suntem. Înainte m-am chinuit puțin până l-am făcut. Mănuși, mănuși. Vreau să cumpărăm toate mănușile și cât mai avem. Nu mai avem multe. Le luăm imediat. Bun. Investim în mănuși, deoarece dacă investești în mănuși, este mult mai bine. Haide înainte să investim într-un pet. Că petul te ajută foarte mult. Luăm un pet de 1000. Deci, ce este important este să ne pice ceva rar. Rar este! Ok, scoatem chestia asta și luăm rarul. Echip. Văd că tigru e și mai bun rar. Văd că pește așa nu crezi la nivel. Sell. Ia uite câți bani am făcut. Câți bani am făcut, ești nebun. Ne cumpărăm mănuși. Numai mănuși, mănuși, mănuși. Și după ce mănușile nu mai fac față, ne cumpărăm spațiu. Să cumpărăm mănuși. Noi acum ar trebui să vindem mult mai scump și să facem totul mult mai repede. Deci după aceea o să mergem pe planșă nouă. Așa, câți bani avem? 300 de mii. Hai mai vindem o dată. Și ne luăm mănuși. Tu, din asta, o artificie din asta. Perfect. Ia să ne cumpărăm mănuși, că deja am făcut 500 de mii. Ok, și dau back și mai cumpăr și DNA-ul ăsta de încolo. Perfect. Bă, că ăla este acolo sus, nu cred că pot să-l bat. N-am cum, nu cred că pot să-l bat pe ăsta. Nici dacă stă pe loc, nu face nimic, nu pot, cred că pot să-l bat. Numai că una dacă-mi trageți, gata. Dar el stă acolo. Faza este că el când stă acolo, el primește bani în continuu. Doar faptul că stă acolo, deci nu prea am ce să-i fac în momentul de față. Dar abia să mai iau un pet nou. Acum și creștem din nou. Hai să vindem. Mi-am luat mănușă nouă. Cât am făcut? 1 milion! V-am zis eu că totul e dublu. Buy all. Câte mai avem? Mai avem 6. Mamă, cu 10.000. Acum primim dublu. Deci, stați să vedeți. Noi acum primim dublu când dăm cu pumnii. Deci se merită. Să luăm moneda asta. Că și asta ne dă niște bani. Când ne-o dat? Nu știu. Cu 70.000. Nu știu cât costă următoarea monedă, mănușă din asta așa. Habar n-am cât costă, dar nu contează. Sper că mai a făcut 2000. Hai să mai ne luăm cum mai trebuie 3 peturare. Mai ne luăm așa. Uite câți bani avem, frate. Ia să mai mergem, luăm un ou. Deci, ce este important? Asta ce pică? Epic. Dar hai să facem 3500, să ne luăm un pet de 3500, că e mult mai interesant. Buy all. Câte mai avem de luat? Mai avem de luat 4. Noi acum o să facem foarte repede, să cât facem. Câte 25.000, ești nebun! Acum și umplem buzunarul. Ia uitați-vă. A, câți bani am făcut? 1,5 milion. Sincer, nu știu cât costă următorul, dar încerc să cumpăr tot, ca după să merg pe o insulă diferită. Sell.
Ia uitați, ia uitați, dintr-un foc, 2 milioane. Încerc să cumpăr și spațiu mai mare acum, buy all. Nu mai pot să le cumpăr următoarele, costă 3 milioane. Atunci cumpără spațiu maxim. Spațiu maxim e de 1 milion! Ai de mine, pe până l-umplu pe ăla mai durează. Sunt eu, tot eu sunt. Perfect, în partea aia tot eu sunt. Și în partea aia tot eu sunt, că nu văd. Oricum, important e să facem rost de un cumpet. Ia uite-l pe ăsta, ia uite-l pe ăsta. Bă, ce faci? Te bat! Ce, uite și tu! Ia uite și tu, mi-a luat steagul. Și acum, eu de ce nu pot să iau? Acum iau steagul lui. Bă, dă-te încolo, cum iei tu steagul? Ia uite și tu cum încerca să-mi ia steagul. Uite, bătaie primești de la mine. Sper că nu mai vin și la celelalte. V-am zis eu că ceva e suspect. Ceva e suspect, aici așa. Vine el să-mi ia steagul mie. L-am bătut imediat de l-am rupt. Câți bani am făcut? Multe milioane, hai să cumpărăm mănuși. Mănuși. 5 milioane următoare mănușă. Bine, mai avem puțin pe la 5 milioane, haide să facem. De-abia aș să fac 3500 ca să cumpărăm un nou pet și după aceea mergem probabil în lumea cealaltă. O să are mănuși negre, mănuși de cocoa. Avem 7 milioane, luăm următoarele mănuși. Mănușă după mănușă. Următoarea mănușă costă... Opa, 10 milioane cât costă. Bun. 61.000 dintr-un singur pumn. Vă dați seama cât vindem. Mamă, câți bani facem. Ia uite și tu. O să încerc să-mi iau mănușile maxime. După aceea ca să-mi iau jumpurile maxim. 10 milioane, haide, ce revii facem. Mi-a tras una, unu. Cine mi-a dat una? Înseamnă că e unul mai tare decât mine. Pe aici, așa, pe să... Bine, ar trebui să fie. Ia să vedem. Să nu-mi ia cumva locurile unde am peturile. Ia să vedem, buy, gloves, buy all, perfect. Și mai ne trebuie două, cu 60 milioane și una așa, bun. Hai să vedem dacă cineva ne ia asta nu, să nu cineva, să nu ne ia chestiile noastre. Perfect, steagurile mai sunt ale noastre, ceea ce este foarte bine. Acum vreau să cumpărăm, cum se zice, să cumpărăm jumpurile ca să putem să mergem. Unde sunt jumpurile? Parcă la Auraz, nu? Nu știu. Asta nu știu cum le cumperi. La Energy. Ok, cumpărăm un jump și cumpărăm un jump și... Motorul jump este un miliard? Nu e cam scump pentru un jump. Aș vrea să cumpăr următoarele mănuși. Dar nu știu cât costă. Câți bani avem? 17 milioane, perfect. 18 milioane, hai să vedem dacă putem cumpăra următoarele mănuși. Numai cu 3 jump-uri, oare pot să meargă? Nici nu știu dacă... Asta cât mai avem, nici astea mai avem multe. 3 milioane. Sincer, să fiu, nici nu știu dacă pot. Deci, nici nu știu dacă aș putea să merg pe următoarea insulă cu 3 jumpuri. Dar cred că aș putea, să încercăm noi imediat. M-aș vrea să cumpăr un petișor de 3500. Că avem șanse să ne pice. Vedeți, aici pică numai epic și legendar. Dar 10.000 faci mai greu. Epic și aici poți să pici un legendar. Sincer, teoretic poți să faci. Dacă vrei. Să vedem. Să mai vindem, acum și vindem, vedeți câți bani o să facem. Cred că putem să ne cumpărăm următoarea mănușă. Da, mai mult ca sigur. Mergem la mănuși și ne putem cumpăra pasta roz 29 de milioane, pasta galben 16 milioane. Pasta roz 29 de milioane. Dar nu mai avem mult. Bă, noi ne cumpărăm pe aia la altă și după aceea încercăm să mergem în următoarea insulă. 29 de milioane. De fapt, să ne cumpărăm și toate, să le cumpărăm foarte repede. Perfect. Am cumpărat tot ce se poate cumpăra de pe insula asta. Mărușile de piții sunt cele mai scumpe. Este clar, toată lumea știe. Acum și facem 3500 să ne cumpărăm încă un pet. Poate ne pică un pet epic. Ar fi foarte, foarte tare. Tot ăsta aici, perfect. Și vom merge să vindem. Așa, sunt de la vânzare. Și vom cumpăra acum. Ia să vedem. Vom cumpăra, poate cum putem să cumpărăm toate chestiile astea. 70 milioane. Eu care am? Nu știu pe care o am. Sincer să fiu, nu știu pe care o am. Nu să văd dacă mai pot să mai cumpăr una. Când fac 3500. Oricum stau aici până când fac 3500 pentru un pet. Dar ca să faci 1 miliard pentru un nou geam, mi se pare destul de greu. Mi se pare destul de greu. Să vedem, putem mai cumpărăm ceva. Am pasta. Albastră. Asta e mai tare. Metal. Uite că mai poți să dai. Ia uite-te. N-am știut. Ia uitați-vă. După ce dai așa, dai încă o din asta. Ai de mine, n-am știut. Skull, 50 de milioane. Păi, dar n-am știut.
N-am știut că pot să-ți mai cumpăr. Stai să-mi cumpăr un pet nou și după aceea mergem pe insulă. Hai de pet. Mă, când îmi pică petul? 3500. Eu nici n-am știut că pot să mai cumperi. N-am știut deloc că pot să-ți mai cumperi mănuși mai șmechere. De 50 de milioane. Bă, 50 de milioane e o sumă mare în jocul ăsta. Mai la început. A, oricum, a, îl bă pe ăsta. Eu am dat un pum și l-am bătut. Îl bă și pe ăsta. Îl bat. Îi rupe toți. Ia uite, 50 de milioane. Perfect. Cumpărăm mânușile. Eu am crezut că s-au dus mânușile. Le-am cumpărat pe toate. Dar se pare că tot timpul poți să cumperi mânuși mai tari. Hai mă, 3500. Ca să mergem noi pe următoarea insulă. Vreau un pet. Poate avem noroc și pic un pet epic. Haide. Poți să luăm pe ăsta, nu, că stă în safe zone. În zona în care ești sigur. Unde mă, pe 3500. Să aștept chestiile astea să mai facă. Și vom merge și noi după aceea la etaj. Să nu vină nimeni să-mi ia chestii. Au, 3600, perfect. Haideți să luăm un pet. Deci dacă avem noroc să pice ceva epic, aș fi foarte bucuros. Epic, Gami. Perfect, perfect, perfect. Uncommon, pleacă-mă de aici. Epicul. Bani ori doi. Asta încă-mi place, bani ori doi. Deci când aud bani ori doi la jocuri, e foarte fain. Și la orice. Hai să cumpărăm o mânușă. După aceea să cumpărăm un buzunar. Nu mai pot să cumpăr. Cât e următor buzunar? Hai să-l cumpărăm. 29 de milioane. Îi fac repede. Da, să vedeți cât de repede îl fac. Ia uite cât de repede fac. Kill for gems. Nu știu. Bun. Hai să cumpărăm câte din astea și mergem deja pe insulă de sus. Să vedem dacă putem. Perfect. Bun, haideți să vedem până aș putea să merg pe insulă. Încercăm de pe aici. 1, 2, trebuie să am mare grijă. La jump-uri, cam decât 3. 1, 2, deci eu cam aș avea 4. Să vedem pe aici. Putem să mergem, să vedem ce ne dă insula de sus. Cum țineți-mi pumnii să ajungem pe următoarea insulă, că iar vreau. De aici. Perfect. La următoarea insulă nici nu o văd cât de mare este momentan. Unde aș putea să merg? Hai să încercăm să mergem. 2, 3, hai să mergem aici, perfect, uite aia insula, și pe unde aș putea să merg, Hai să încercăm pe asta, la jump-urile astea trebuie să ai foarte mare grijă, să nu cumva să rămâi fără, hai că pe aia pot, nu, deci fiți atenți, îți nor, dar poți să dai cu cap în ei. Am dat cu capul în el și era ca o piatră. Bun. Perfect. Unde mă insula asta? Uite acolo. Unde pot să ajung? Hai să încercăm așa. Mai bine să fiu sigur și să ajung decât să cad. Că dacă ai căzut. 1, 2. Perfect. Și am aia insula. 1, 2, 3. Hai mă, dă-i unlocked. Mai scrie locked. Desert stream locked. Păi și cum dau unlocked? Energy. Dar mă duc aici? Costă 1 miliard. Dacă dau un sus. De ce scrie locked insula asta? Acum de-abia. Unlocked. Perfect. Perfect. Și aici dacă sell strength. Se vinde mai scump? Bă, nu știu dacă. Mi se pare că se vinde la fel. Deci am ajuns pe prima insulă, ceea ce este foarte, foarte bine. Exact ce mi-am dorit. Nu știu câte insule sunt, dar sunt unii care sunt foarte, foarte, foarte tari. Pe insula asta văd că nu dă nimic bun. Bă, să mai încercăm să mergem pe insula. Nu știu dacă reușesc, dar încercăm. Cred că mai întrebe... cred că s-ar putea să mai trebuiască un jump. Eu bani fac aici. S-ar putea să mai trebuiască un jump ca să mergem pe următoarea insulă. Bine, teoretic, 1 miliard nu ar fi chiar atât de greu de făcut. Mă gândesc că n-ar fi chiar așa de greu, deja am 70 de milioane, doar trebuie să dau câteva click-uri, să vedem, pe aia pot să ajung. 1, 2, 3, eu ajung pe astea, dar la limită. Deci eu ajung, uite și aia, 1, deci ajung pe aici așa, dar începe să fie la limită, mi-ar fi mult mai ușor cum cungeam. Acum ce fac? Pe aia să merg. 1, 2, 3, ce fain a fost că am merit, perfect. Pot să stau pe asta, poate e mai sus, pe gard. Bă, nu pot stau pe gard. Bun, am pot stau. Hai pe aia de acolo.
Perfect. O, ce la limită a fost asta. Nu văd următoarea insulă, dar încerc să sar. 2, 3. O, ce bine. Ce face asta? Ai, uite-te. De aici iară capturez și mai dă din astea gemuri. N-aș știu că există. Din asta și aici. Acum să încerc să merg pe aia de acolo. 1, 2, 3. Mă, dar la limită este totul. Deci dacă cad de aici... Păi de aici să sar. 1, 2, 2, 3. Ia uite-te. Și acolo este insula. Dar cum ajung la ea? Păi dacă mor pe cactus prima dată. Așa. 1, 2, 3. Am ajuns pe încă o insulă. Dar acum trebuie să-i dau unlock. Ah, unlock. Perfect. Ce-i pe insula asta fain? Energie. 100.000 costă un Dominus Egg. Scump. Scump, 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 scump. Scump, scump. Make sure like it, ok? Și aici nu dă nimica. Coming soon. Trebuie să fie un C sau ceva. Back to ground. Aici pot să vând, nu? Vând mai scump? Bă, n-am vândut mai scump, am vândut la fel. Bun, cam ăsta este jocul simulator de boxer. Dacă vrei să mai jucăm, scrieți în comentariu, nu uitați să apăsați butonul de coco like. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!